Ce faceți, prieteni? Sunt Angel și astăzi vom vorbi despre cum îți găsești clienți la început de drum. Aici ar trebui video, de fapt, împărțit în două, segmente destul de importante, pentru că modul în care achiziționezi clienți diferă de lucrul pe care îl vinzi. Dacă vinzi un produs, este diferit modul în care achiziționezi clienți față dacă vinzi un serviciu. Dacă vinzi un serviciu și ești freelancer, avocat, arhitect, ceva, da, IT, orice ar fi, dacă vinzi un serviciu, procesul de achiziție a clienților este diferit. Să începem cu celălalt, care este mai simplu. Dacă vinzi un produs fizic, în primul rând tu trebuie să ai suficientă marjă. Acolo este vorba despre profitabilitate. Când vinzi un serviciu, marja de profit este mai mare, dar este mai greu de vândut. Când vinzi un produs, marja de profit este mai mică, dar este mai ușor de vândut. Indiferent de ce vinzi, căni, huse de telefoane, tablouri, orice vrei să vinzi, este așa, un cost de producție la care se adaugă costul de, să zicem, logistică, prin faptul că l-ai adus, l-ai așa, este un cost care se adună până în momentul în care este efectiv produsul în mână la tine la depozit și poți să-l expediezi, da? Pentru că ai cost de producție, ai cheltuieli de import, dacă îl importi, cheltuieli de transport și așa mai departe. Este tot acest, duce la un cost al produsului. Apoi ai costul magazinului de întreținere, da? Ai, chiar dacă este magazin online, tot ai un cost la un hosting, un cost la la o platformă de shopping, fie că este Shopify, fie că este WordPress, de regulă ai și niște costuri aici, costuri cu angajați, dacă ai angajați, și mai ai costuri de reclame sau alți provider de servicii, să zicem, ai un soft de contabilitate, un soft de ceva și mai trebuie să mai plătești câte o leacă și la astea și mai ai costul de reclamă. Astea toate sunt costurile, să zicem, pe care le ai în firmă, apoi trebuie să vezi cât încasezi și să rămâi cu un profit. Dar ce este simplu la produse este că pur și simplu te poți folosi de reclame, de destul de eficient și să începi să ai vânzări. Pur și simplu. Există pe Google, de exemplu, campania care se cheamă Performance Max în momentul în care faci Google Ads și acolo pur și simplu îți conectezi site-ul la un cont de Merchant, de Google Merchant, îți scanează toate produsele, ți le adaugă în contul acela de Google Merchant și practic veți ști, de fapt, în momentul în care cauți orice, caută, intră pe Google și scrie colanți, colanți de fitness. Vei vedea că primul rând apar produse. Efectiv, nu ți apar link-uri, ți apar produse. Acele produse sunt adăugate în Google Shopping și sunt adăugate prin acest cont de merchant. Și acele persoane, de exemplu, pot face comenzi dacă sunt fantomă. Adică nu trebuie să ai vreun brand, nu trebuie să ai nimic, pur și simplu ai niște keywords-uri, concurezi acolo, dacă îți faci și reclamă, vei apărea în față și poți începe să ai comenzi. Ce este important, de fapt, acolo este să încerci să optimizezi toate aceste lucruri încât să fii profitabil. Pentru că ce se întâmplă? Tu, dacă ai de vândut colanți și ai costul de care am vorbit, este de 100 de lei, după care mai ai și costul tău de întreținere, după care mai ai costul de achiziție în reclamă, poate este 50 de lei. Și tu aveai o marjă de profit la colanți de 20%. Asta înseamnă că din aia 100 de lei, tu aveai doar 20 de lei profit. Dacă tu vinzi colanții cu 130-150, deja ești în pierdere. Adică tu ai vândut cu 150, dar cheltuielile tale sunt peste 150, poate 170 per colanți, deja ești în pierdere. Deci tu trebuie să faci în așa fel încât toată structura asta cu tot cu reclame să ajungă la un cost mai mic încât să menții o marjă de profit. Bineînțeles că partea de social media organic ajută. Adică dacă ai un cont de Instagram sau un cont de TikTok și este destul de celebru și recomanzi acolo oamenilor, uite, cumpără colanții ăștia sau le prezinți oferte și oamenii intră de pe TikTok pe site, alea este trafic gratuit aproape, adică tu muncești acolo ca să faci TikTok-urile, dar nu te costă mare lucru și apoi ai trafic gratuit. Spre deosebire, dacă pur și simplu plătești reclame, ai trafic plătit și acela costă și de regulă costă mult în ultima vreme. Deci acolo este vorba strict, putem face un video despre profitabilitate și cum să optimizezi procesul de business, dar nu este atât de greu de atras clienți noi. Spre deosebire de servicii. Ce se întâmplă la servicii? Serviciile au o chestie diferită și anume trebuie să prinzi încrederea omului. Pentru că tu trebuie să oferi încredere. Eu am încredere că acest om care oferă serviciu de instalator, electrician, avocat, psiholog, doctor de familie, antrenor personal, nutriționist și așa mai departe. Acești oameni sunt potriviți pentru mine, acela este chiar un profesionist, acela chiar mă poate ajuta, adică nu este vorba doar că pui un preț, nu este atât de ușor de convins. De exemplu, tu dacă cauți un tablou, ai intrat pe site, ai văzut tablou, îți place, nu-ți place, nu trebuie mare convingere. Firma respectivă nu a făcut absolut nimic pentru a te convinge. Zero.
Zero convingere. Pur și simplu ți-a plăcut tablou, dacă site-ul merge, tu vei da comandă. Este destul de simplu. În schimb, dacă intri pe un site al unui avocat, este avocatul potrivit? Nu știi. Adică el poate site-ul este făcut ok, dar nu știi dacă avocatul este potrivit. Deci este un proces de convingere și asta se face, sunt o grămadă de lecții pe Sales Funnel, care este practic un proces prin care trece clientul și diferitele audiențe pe care tu le ai. În sensul în care fiecare dintre noi, orice business, are mai multe audiențe. Are audiență călduță, dacă vreți să împărțim în trei, deși poate fi împărțit și mai multe, dar în trei poate fi împărțit așa. Audiență rece, persoane care nu știu absolut nimic despre tine și așa mai departe, abia ajung și află prima dată de tine. După care audiență călduță, persoane care cam știu ceva din ce faci tu, dar nu sunt chiar familiarizați cu tot, adică în sensul în care te urmăresc de așa mai de la distanță sau te mai urmăresc din când în când. Și audiență caldă, sunt aceia care se uită la tot ce faci tu, tot ce postezi, tot ce ai avut, sunt acolo, te știu, au încredere maximă în tine. Și de asta se spune funnel, pentru că este așa ca un fel de piramidă inversă, în sensul în care sus vor fi foarte mulți oameni și apoi vor fi din ce în ce mai puțini. Trebuie să vezi unde ai probleme. În primul rând, tu trebuie să-ți creezi un astfel de tunel prin care va trece clientul și trebuie să vezi după asta unde vei avea probleme. Haideți să vă dau un exemplu practic. Să zicem că vrei să fii avocat. Scauți clienți. Vrei să deschizi un cabinet de avocatură și scauți clienți. Ok, cum facem să aduci prima dată clienți? În primul rând, oamenii trebuie să afle despre tine. Nu? Deci primul pas este ca audiența să ajungi cu niște audiență rece, să aibă un prim contact cu tine. Cum faci chestia asta? Poți face chestia asta făcând videouri, poate faci videouri cu sfaturi, videouri cu nu știu ce, pe social media, asta unul la mână, și poți face chestia asta și plătit, să faci reclame când îți promovezi tu serviciile, poți să faci un video, poți să faci o poză, de exemplu, o grafică în care îți prezinți cabinetul de avocatură, să scrie ceva de genul, nu știu, ai nevoie de un avocat, vrei să dai divorț și vrei să ieși cel mai bine, nu știu, în fine. Chestia de genul ăsta, să te gândești la o reclamă care să atragă potențial client. Asta ar fi audiență care nu a auzit niciodată de tine, care va auzi pentru prima dată ce face tine. Din acea audiență, cel mai probabil mulți vor vedea, nu vor fi interesați, de asta zic că tunelul este din ce în ce mai mic, nu vor fi interesați, vor ajunge pe pagina ta de Instagram, poate vor intra pe site. Și asta înseamnă că ușor încep să aibă contact cu tine, în sensul în care vor urmări poate mai multe postări, vor vedea ce fel de pagină ai tu de prezentare pe site, ce servicii oferi, de unde ești, ce-i cu tine, ce istoric ai și așa mai departe, la ce cazuri ai mai lucrat, pe ce ești specializat, ești specializat pe omoruri, ești specializat pe divorțuri, ești specializat pe ce ești specializat și așa mai departe. Adică vor afla mai multe lucruri despre tine. După care, următorul pas este să ai un fel de funcție de contact final pentru ca omul să poată lua o decizie. Adică să spui, de exemplu, pentru avocatură ar putea fi programează o întâlnire. Cam asta ar fi, să zicem, punctul final care ar putea fi în online, ca după asta să se finalizeze cu o conversie. Deci pe site, să zicem că poți încheia cu programează o întâlnire, omul programează cu tine o întâlnire și apoi te întâlnești la cabinet și el spune, uite, am problema asta, vreau să o rezolvăm, semnăm și așa mai departe. Și atunci s-a făcut conversia. Faci un test de genul ăsta. Începi o reclamă, îți faci site-ul, îți faci tot. Mai întâi, după cum ai zis, trebuie să ai tunelul, trebuie să ai totul pregătit și apoi începi să bagi oameni în tunel. Da? Începi să bagi oameni prin reclame, prin social media, intră sus și vezi jos. Și apoi trebuie să vezi unde ai probleme și să optimizezi acest proces. Adică, se poate întâmpla, de exemplu, ca din audiența rece să nu ajungă foarte mulți în audiența caldă. Adică este o problemă în audiența călduță. Adică să spunem așa, mulți oameni poate intră pe profilul tău de Instagram, poate așa, dar nu rămân mulți și te urmăresc. Mulți oameni poate au intrat pe site, dar nu au stat pe site, nu au trecut prin site, nu s-au uitat pe pagina de prezentare, nu au făcut nimic. Pur și simplu au intrat, au ieșit. Înseamnă că site-ul are o problemă. Poate nu este făcut cum trebuie, poate se încarcă foarte greu, poate arată foarte chicios, poate este o problemă acolo, pentru că dacă omul intră, stă 5 secunde pe site, iese, înseamnă că nu a apucat să facă contact, nu a apucat să devină audiență călduță pentru că nu a văzut nimic din site. La fel și pe pagina de profil, dacă tu vezi că ai 10.000 de accesări pe pagina de profil și s-au abonat 3, înseamnă că profilul tău este neinteresant. Oamenii nu consideră că este necesar să te urmărească și ești ok, nu are sens și atunci trebuie să rezolvi problema asta de la mijloc. Trebuie să-ți faci profilul interesant, să-ți faci site-ul interesant pentru a optimiza procesul. Sau poate să se întâmple, sunt foarte mulți oameni pe site care se uită pe așa și nu știu, nu merg mai departe, nu fac programări. Asta înseamnă că poate nu ai pus cum trebuie practic call to action încât să înțeleagă omul ce are de făcut mai departe. Sau poate audiența pe care ai adus-o nu este o audiență potrivită și pur și simplu oamenii au intrat pe site aiurea și nu este o audiență care chiar ar fi interesată de serviciile tale. Sau poate vezi că odată ce omul a intrat pe site este foarte probabil să cumpere, adică să-și programeze o întâlnire cu tine, să zicem că ai văzut că ai 100 de oameni pe site și 20
10 au făcut programare cu tine, spui, oh, rată de conversie foarte bună, oamenii chiar sunt interesați de ce fac eu, vor să se întâlnească cu mine. Și atunci problema ta care este? Trebuie să aduci mai mulți oameni pe site, trebuie să ai mai mulți oameni în prima parte a tunelului și așa identifici, așa vei obține clienți noi. Trebuie să-ți creezi un sistem, trebuie să fii conștient de acest sistem, de nevoia acestui sistem, în sensul în care nu te aștepți să pui pur și simplu o reclamă, sunt avocat și a doua zi să te aștepți, da, vreau să mă reprezentați în cazul ăsta de 1 milion de euro. Nu se va întâmpla. Adică omul trebuie să prindă încredere. Dacă vrei să ajungi să crești, trebuie să ai portofoliu, trebuie să ai un istoric și trebuie să ai încredere. Și pentru asta, unii oameni pur și simplu se bazează pe reputație, reputație pe care o prinzi în timp, dar de unde e reputație dacă ești la început? Dacă ești la început, trebuie să-ți clădești acea reputație prin celelalte variante. Reputație prin materialele pe care le faci, reputație prin modul în care te-ai prezentat, modul în care ai vorbit la întâlnire, trebuie să oferi profesionalism, încât spune omul, ok, nu știu, poate n-a rezolvat foarte multe cazuri, dar mi-a plăcut cum a vorbit, părea foarte pregătit, totul a mers foarte bine, procesul a fost foarte frumos, nu știu ce, totul mi-a plăcut, ok, pot lucra cu această persoană. Adică poți compensa pe partea asta dacă nu ai avut clienți din urmă, pentru că tot timpul este asta o întrebare. Cum fac să arăt clientului portofoliu dacă eu sunt la început și nu am portofoliu? Asta poate fi una dintre variante. Majoritatea oamenilor în trecut treceau practic invers. Lucrau, să zicem, la o firmă de avocatură, lucrai 5 ani, 10 ani, îți creai niște contacte, îți creai un renume, că ai lucrat la cazul nu știu care, nu știu care și apoi după asta treceai și îți făceai firma ta. La fel ca și grafic designer, la fel ca și orice, ca și arhitect și așa mai departe. Mai întâi lucrai la cineva, îți făceai un portofoliu, treceai singur. Acum se poate și invers. Prin intermediul online-ului poți să reușești să convingi oameni să lucreze cu tine la început, chiar și dacă nu ai un istoric. Concluzia este, imaginați acest proces prin care trebuie să treacă potențialii voștri clienți. Să zicem, ok, trece prin acest proces, eu îi arăt, eu îi fac, el trebuie să prindă încredere în mine. După ce acest proces este realizat, zici, ai gândit un proces, încearcă să-l analizezi constant să vezi unde este problema. Pentru că vor fi probleme, tot timpul vor fi lucruri la care crezi că te-ai gândit bine, de fapt nu te-ai gândit chiar așa de bine și trebuie să-l optimizezi. Așa că tot timpul optimizează și analizează lucrurile pe care le ai și încearcă să completezi unde ai nevoie. Pentru că se întâmplă uneori, poate uneori nu ai suficiente vizualizări, totul merge bine. Uneori ai multe vizualizări, dar nu este conversie. Trebuie să vezi tot timpul care este problema și trebuie să vezi ce poți face pentru a optimiza acel proces. Dar nu vei avea clienți într-un mod eficient dacă nu ai un sistem. Sper că v-a plăcut acest video, bineînțeles. Nu uitați de like, nu uitați să vă abonați și noi ne vom vedea la video următor. Pa!